Bună, sunt Marcela, QA Community Manager în cadrul Cognizance of Vision. Am o experiență de peste 13 ani în domeniu. Ce pot spune despre mine este că sunt o persoană directă, uneori prea directă, focusată pe rezultate, care pune accentul pe dezvoltarea profesională a oamenilor. Să lucrez în IT este o provocare în sine. Asta e o afirmație pe care o aud destul de des. Ce pot să spun eu prin prisma rolului este că zi de zi am ocazia să lucrez cu o multitudine de caractere și tipuri de personalitate diferite. Astfel că una dintre provocările cu care m-am luptat niște ani de zile a fost răbdarea. Fiind o persoană focusată pe rezultate, îmi doream ca lucrurile să se desfășoare rapid și eficient. Însă mai târziu am aflat și am învățat că rapid și eficient este relativ și are o însemnătate diferită pentru fiecare. Cineva spunea că răbdarea este o artă care trebuie cultivată. Ce am învățat eu de-a lungul timpului este că răbdarea te ajută să-ți păstrezi calmul atunci când ai parte de situații mai puțin plăcute. Situațiile acelea dificile de care ne lovim destul de des în activitatea noastră. Dar un lucru și mai important este că, așa cum spunea Joyce Meyer, răbdarea nu înseamnă să aștepți pur și simplu, ci să acționezi în timp ce aștepți.